Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară de la finele lunii aprilie proiectul de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș, însoțit de referatul de aprobare al Consiliului Județean Călăraș. În sală s-a aflat și managerul unității spitalicești Bogdan Mihai, care a răspuns la întrebările consilierilor județeni. Domnul secretar, proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a Spitalului de Țeană de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Comisia Buget Finanțe a avizat favorabil. Nu sunt amendamente. Proiectul numărul 8. Cine este pentru? Cine se abține și cine este împotrivă? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cine este pentru? Cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Administrația Fondului de Mediu, Consiliul Județean Călăraș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Management Salubris Călăraș. Comisia Buget Finanțe a vizit favorabil, nu sunt amendamente. Proiectul numărul 9, voturi pentru, împotrivă sau abține? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate, dacă primim și pe telefon. Nu. Da, doamne, vrei să luați cuvântul? Da, vroiam să zic ceva referitor la proiectul numărul. Ieri am participat la toate comisiile, sunt de la Compartimentul Sănătate și am avut la două comisii, au solicitat prezența domnului manager azi în sală. Ah, și e prezent în sală? Domnul manager este, dar... Ia, Micuțu. Domnule director, dați explicații aici, dacă tot ați venit, dați explicații. De ce modificați organigrama? Care e motivul de modificați organigrama? Explicați consilierilor județeni, de ce modificați organigrama? Organigrama modificăm pentru că pe măsură ce intrăm și încercăm să optimizăm arătarea spitalului, apar niște necesități de înființare a unor noi posturi de restructurare, a unor noi posturi. Este un proces dinamic care are loc în fiecare zi. În mare, cam asta e discuția. Era clar, din nota de fundamental, ce să ne spună. Păi a solicitat la comisie și de-aia. Acum, domnule director, vreau să vă mai cer o lămurire pentru Consiliul Județean. Da. În starea de alertă, legislația v-a permis să spunem să vă completați personalul pe care astăzi dumneavoastră reușiți să faceți față acestei pandemii. Ce se va întâmpla dacă ieșim din zona de alertă? Contractele vor fi încheiate la 60 de zile după finalizarea sau de pe declararea citării sterilare. Și dumneavoastră, dacă acum v-ați reușit să aveți, să spunem, personalul complet, ce se va întâmpla după ce, să spunem, ați face o analiză, personalul care astăzi, prin legislația simplificată, ați putut să completați posturile lipsă? Vor trebui pentru cele care o să facem o discuție inclusiv în comisie, inclusiv să vedem dacă este necesar să menținem același număr de personal, vom organiza concursul. Dacă Consiliul Județean consideră că trebuie să renunțăm la anumit gen de activități pe care îl prestăm acum, renunțăm și închidem. Aș vrea să vă aduc la cunoștință Consiliul Județean de câte ori a organizat concursul. La spital au ieșit atâtea comentarii și contestații și supărări că se aranjează examenele. Cum spuneți dumneavoastră, cum veți reuși dumneavoastră să eliminați aceste suspiciuni pe care cetățeanul
le are asupra spitalului că există aranjamente în a se prezenta la examen și cineva e pentru cineva. Considerați că puteți să faceți ceva transparent? Va fi ceva ultra-transparent, cum n-am mai văzut nimeni. Dați-ne câteva definiții. Hai, surprindeți-ne cu ceva. Hai, subiectele, vă spun în start. Subiectele vor fi făcute în prezența presei. Presa va extrage subiectele. Care presă? Bun. Presa liberă. Care presă, da? Presa liberă. Aia vândută, da. Inclusiv, rog, orice care? Consilier județean care vrea să se implice în proces va fi invitatul meu și va fi într-o zonă de transparență totală. Concursul va fi transmis în direct, live. Am să înțeleg că faceți contract cu televiziunea live, live pe Facebook. Avem... Pe Facebook, nu? Da. Aveți aparatură? Nu, nu trebuie. Nu trebuie, da? Deci puteți pune un telefon să puteți să avem acces la informații. Mă gândesc inclusiv să-l organizăm pe stadion. Poți face prin sistemul random și așa este și cel mai corect. Prin random poți organiza. Orice putem face. Dimineața, înainte când sunt candidații în sală, prin random ai scos subiectele și așa că trebuie să fie presa. Subiectele vor fi făcute. Dacă sunt întrebări, da, domnul, să scăpăm de pandemie. Situația care a spus dumneavoastră, ce face cu oamenii dacă nu se mai fie nevoie? Nu poți să angajezi, eu acum pot, beneficiind de starea de alertă, dar după starea de alertă, legea nu dă drept să angajezi chiar și fără concurs, perioadă personal medical, trebuie perioada determinată. Tot trebuie concurs. Vorbeam aici nu numai medical. Orice sunt funcții publice care toate merg în baza unei proceduri bine stabilite. Domnul director, domnul Pușcașu vine cu o propunere. Poate Consiliul Județean are puterea, puterea locală care să poată să vă dea dreptul ca dumneavoastră până la ținerea examenelor să aveți acea perioadă determinată, definită foarte bine, fundamentată, în care Consiliul Județean, dacă are atributul și aici secretarul județului cu dumneavoastră, să găsiți o formulă să puteți să puneți, să spunem, ca spitalul să aibă siguranța că personalul medical e complet, să putem să... Acum, câte posturi s-au și câți oameni s-au angajat, vă dați seama că o să devină o situație foarte pentru toată lumea. Cum zice agarul... Știți cumva numărul de persoane? Da, menționez de la ce contract. Contractele se prelungesc. Da. Sunt cu perioada determinată, se prelungesc și acum pe perioadă. Semnăm prelungire. Deci prin contractual se poate rezolva. Deci, prin contract. În starea de fapt actuală, da. Ulterior, spune analize și stabil. Oricum mai durează. Vin la întrebarea domnului Pușcaș. Care e numărul de persoane, știți? Care e numărul de persoane angajați pe starea de alertă? Nu, dar la următoarea ședință... La următoarea ședință ne puteți spune, da. Eu am solicitat și în comisie și a zis că se plimbă posturi vacante de la... și se transformă în altceva. Am zis, acele posturi sunt deja ocupate și am zis că sunt vacante. Am zis, să vedem cei care se angajează, să ne prezintă o situație după ce se vor angaja, dacă sunt bine pregătiți pentru acel post. Să nu fie repartizat pentru o anumită persoană care chiar nu are pregătire cu nimic. Postul acela. Era vorba de call center, ăla și exact. Call center, o pregătire, să vedem dacă într-adevăr postul s-a dus către un om pregătit, dar așa numai să satisfacem doleanța unuia. O situație de prezent. Deci ați înțeles. Haideți să mă ridic puțin ca să discutăm mai mult. Domnul director, nu vă cunoaște nimeni așa, vă rog frumos că a văzut și zero, ridicați-vă picioare, vă rog frumos și pentru respect. Ideea este foarte simplă. Dacă dumneavoastră aveți cea mai mică suspiciune despre un post, nu, aruncarea unei imagini, că domnule, facem un post dedicat pentru cineva. Eu dau cu părerea ca simplu cetățean. Vă rog frumos, ori veniți la mine, ori la parchet. Filozofii spuneți, mergeți, dar nu mai discutați fără niciun fel de... Nu ați dumneavoastră voi, eu pot să pun orice întrebare, dumneavoastră să spuneți sau vreau să spuneți. Întrebare care nu ori... Domnule președinte, domnul Pușcaș a pus o întrebare care vrea niște lămuriri. Care crede că anumite funcții sunt înființate pentru anumite... Eliminați, vă rog frumos. Puteți să răspundeți cu da și nu, vă rog frumos, fără polemici. Da? Așa este și da. Domnul Mezeșan, vă rog frumos. Domnule președinte, apreciez modul în care răspunde de fiecare dată domnul director, managerul spitalului.
Și încerc să profit de prezența dumnealui aici și să-l întreb două chestiuni. Unu, dat fiind faptul că de la București vin vești îmbucurătoare de la oficialitățile naționale despre viitorul acesta relativ la COVID. Ne așteaptă vremuri mai bune. Totuși, în eventualitatea în care diversi analiști spun că e posibil să vină și un val 4 atâta vreme cât noi nu o să știm să ne gestionăm purtatul măștii, purtatul în colectivitate. Spitalul de la Călăraș. Pentru că județul Călăraș a fost privilegiat. Da? Noi am știut să ne gestionăm. Dumneavoastră, Consiliul Județean și așa mai departe, factorii care au avut putere de decizie. Și n-am avut indice foarte mare. Spitalul Călăraș, în eventualitatea unui val 4, cum ați gândit să fie, da? Avem la ATI, este la ATI față de presiunea care a fost până acum pregătit și dacă aveți în vedere că noi românii suntem cunoscuți, da? Ne punem cenușă în cap și suntem reactivi, nu suntem proactivi, da? Nu excelăm prin prevenție. Asta odată. Și tot legat de prevenție, dacă ați învățat, am învățat ceva de la exemple negative din alte spitale și ați făcut niște controle la, hai să zicem, instalațiile electrice, hidranții, pentru a preveni cât se poate, omenește posibil, profesional vorbind, dacă ați făcut aceste controle, să nu se întâmple și la Călăraș și să ajungem pe paginile ziarelor și la televiziunile naționale. În ghimele am spus, da. Deci asta sunt cele două întrebări și mulțumesc. Vă răspund referitor la prima întrebare. Pot să vă spun, când am preluat spitalul, aveam un singur medic ateist angajat al spitalului. Acum avem 3 angajate în spitalul. Pe lângă linia de gardă pe care o asigurăm prin prestări de servicii. Ceea ce înseamnă o creștere de 300% în cifra ta. Ceea ce înseamnă personalul, e clar că au trecut prin cele 3 valuri. Eu am gestionat valul 2 și valul 3, împreună cu echipa de la Spitalul Județean de Urgență. Vă observăm diferite, nu mai e o noutate, un val, când vine pe stână, pentru că fluxurile sunt deja create, circuite exact create. Am gândit anticipativ, am mutat niște secții astfel încât să putem mări capacitatea ATI-ului și COVID și non-COVID, pentru că trebuie să gestionăm și bolnavii care nu sunt bolnavi COVID. Aici este greu de spus raportat la intensitate. Că dacă te trezești cu 100 de oameni bolnavi instant la UPU, e foarte greu să gestionezi într-un număr limitat de 4. Dar până acum, experiența, modul cum am lucrat și tot ceea ce înseamnă legăturile pe care le-am creat cu celelalte spitale, unde am trebuit să trimitem pacienții, lucrurile, le-am ținut într-un echilibru. Există un echilibru fragil, ca să spun așa, nu e un echilibru 100%, că nu poate să-l garanteze nimeni într-o parte de secție. Dar, în esență, suntem într-o zonă cu expertiză, doar sunt și factori pe care trebuie să luăm în calcul, pe care nu o să-i putem controla niciodată. În ceea ce privește controlele de care vă arătați interesat, au fost făcute măsuri pe ceea ce înseamnă protecția împotriva apărării la incendiu, protecția instalațiilor electrice. Am găsit, inclusiv am făcut niște comisii în care am scos de pe secțiile din spital zeci de butelii care erau venite de 30 de ani. Nu le scosese nimeni, de ce că așa pe nu merit să fie acolo. Le-am eliminat, am păstrat doar în zonă unde strict normativul spune că trebuie, dar și acolo căutăm soluții să ducem pe electricitatea, să nu trebuie să scoatem butelile. Pe zona de instalație electrică am luat cu Institutul de Cercetare de la Petroșan, cel care a făcut cercetarea și în cazul colectiv și care vorbea de explozie, să ne dea o expertiză, ceea ce înseamnă autorizată. Sunt foarte... Am căutat, nu există firme specializate să facă expertize și avizate și de Ministerul Sănătății. Sunt foarte rar. Inclusiv cei de la Institutul de la Petroșan au dat de număr când am sunat. Dom'le, dați-ne un consultant care să poată să ne asigure să știm. Bare m-am băgat ospitalul în expertiză, știm că, domnule, a trecut, l-a măturat cu orice și este safe. La momentul ăsta oscilăm. Ei spun că o să mai ne trimită, deci până la urmă am făcut cu resurse proprii. Am luat echipe de electricieni ai spitalului și am pus fiecare cameră să noteze ce și cum ce discu,
să facă niște măsurători, un element primar. Adică nu am dus într-o zonă de expertiză ca un act la momentul ăsta, pentru că nu am avut cel care să vină să-și asume. Dom'le, ți-am făcut expertiză, schimb totul, nu se întâmplă nimic. E foarte greu de asumat într-un monstru cum este spitalul. Un proces normal, așa, intern, de am trecut în revistă, salonul numărul cu tare. Da, păi asta am spus. Preză de 1600 toamnă. Asta spun că s-a făcut. Asta bun. Bine, asta sunt niște secții care sunt modernizate deja. L-aveți scris procesul ăsta verbal, intern? A spus că ați făcut o evaluare. Ce facem pentru noi? Ca să nu pentru noastră, intern aveți. Să zicem în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă un accident. Noi, în discuția în care dumneavoastră a spus aici, studiul, noi am făcut o verificare așa că de cât sumară ar sta ok. Nu, am făcut o verificare pe salon, nu sumară. Pe dar salon, nu, dar există scris verificarea asta, era întrebare. Există niște rapoarte ale electricienilor, da. Dar ele nu sunt însumate într-un singur obiect, că scopul meu nu este mult la copăr de hârtii. Scopul meu este să rezolv problema. Da. Că dacă a luat funcție de spitalul, că avem... Nu, a fost doar o întrebare. Dar eu să te întreb pe tine, în situația, da, când toată lumea se reclamă pe toată lumea, cine lasă hârtii? Nu, dar te spun o întrebare. Cine l-a să hârtii? Nu, era vorba doar în legătură cu ce spuneam. Nu, acum vin să completez. Nu, nu era voința. Am întrebat doar. Vin să completez, vin să completez ce spune directorul și întrebarea ta. Da. Există un șef al administrativului care a făcut evaluarea fiecărei camere, da, salon al spitalului și avem deja o evaluare făcută. Clar, dacă chemăm pe administrator și dacă dorim oricând și dacă doriți să stăm de vorbă, știe fiecare salon din spital cu problemele lui. Pentru că unde vreau să ajung? În numai una acestei vorbe, chiar dacă e internă, la un moment dat se poate face. Dom'le, am nevoie de următoarele urgente, pentru că astfel de fel, așa cum... Asta a fost și scopul de mers. Adică tu știi, ce a vrut directorul să spună. Întrebarea domnului Mezeșanu i-a venit ca mănușe, tu acum vii ca mănușe, următoarea ședință s-ar putea să ceară bani să facă reparațiile urgente. S-ar putea să ne prindă pe noi în situația, să vedem de unde facem noi rost de bani, să-i dăm să scoată zonele alea urgente. Asta e altă treabă, dar trebuie să o facem de la urmă. Dacă nu o facem, nu e regulă. De la elementele de siguranță nu avem cum să facem rabat. Următoarea treabă, sistemul de apărare împotriva incendiilor, au fost auditate și am început procesul de schimbare al hidranților, care nu mai au folosit și inclusiv a extintorilor. Din cele câteva sute de extintori, mai multe jumate erau scoase, figurau ca și casate, dar erau amplasate pe poziții, am început procesul ca să fie toate într-o zonă de standard. Am cumpărat senzori de oxigen, suntem între primii care am implementat sistemul cu senzori de oxigen pe zona de ATI, niște senzori cei drept, care doar ne avertizează, nu sunt niște sisteme automate, dar e primul pas. Sistemele automate, eu încă suntem în discuții cum le mai reglăm. Mulțumesc! Domnul director, vă recomand să nu luați în calcul acele rapoarte făcute de electricienii angajați, pentru că ele nu au nicio valoare juridică. Și vă recomand, într-adevăr, ce a spus domnul președinte, să încercați să faceți, să achiziționați un serviciu cu o societate care este autorizată să facă lucrul ăsta, și asta e foarte important, și cu specialiști care sunt autorizați, și să vă dea un raport. Chiar dacă ne costă, nu e o problemă asta. Dar cu rapoartele făcute de angajații dumneavoastră care nu au nicio valoare juridică. Marea mea problemă este în felul următor. Nu că nu aș găsi. Marea mea problemă este că după ce periază pe spital, societatea respectivă să-și asume foarte clar. Niciodată nu se poate îndepărta. Dacă faceți contract cu o societate autorizată în condițiile legii, își va asuma absolut tot ce spune acolo. Țin cont de recomandarea dumneavoastră. Am și da, domnul. Noi am înțeles că avem 16 pe 4. 16 pe 4 e rizic. Câți bolnavi am avut COVID, internați în spital? Per total. E greu de spus la moment. Vă pot spune de ce sunt peste 200. Păi, dar n-aveți... Da, cifrele astea... Vă puteți întreba. Corect. Deci, nu știți câți. Știm numai mulți. Că nu era... Nu, ăsta era punctul coordinat de zi, dacă era venea documentat. Știm 200. Deci, da, peste 200, da. Bun, în Călăraș. În Călăraș, da. Și câți, nu știi, veți avea rezolvați? Domnul Burtejanu, vine în completarea dumneavoastră. Domnule director, domnul director, pentru ședința viitoare, numărul de angajați care sunt pe starea de alertă, Liviu, întrebarea ta, ca să vină în ședința viitoare cu niște lămuriri, pentru că, să știți, la ora actuală sunt și de interes județean aceste situații pe care dumneavoastră le întrebați
la nivelul directorului. Eu am crezut că să țin alții zilnic. Poftim, lăsați-le să țin zilnic, dar în fața dumneavoastră să încerc să primiți lămuririle de care aveți nevoie. Nu, în fața plenului, în fața plenului, ședința viitoare va aduce aceste răspunsuri. Nu, da? Am înțeles că morții cunoaște. 200. Peste 200, dar nu știu numărul. Exact. Nu știu numărul exact. Nu știu numărul exact? Exact că ți-au fost internați. Restul sunt vindecați. Și care au murit. Domnul director. Cei care sunt... Asta, COVID. Tratați. 16-4. Domnul director. Domnul director. Nu vorbiți interativ. Domnul director. Vă spun eu. Ați primit câteva întrebări, vă rog frumos. Câți ați tratat, câți ați transportați? Nu cu numești pe nume, numărul lor. Câți au fost salvați și câți nu au fost salvați? Vă rog frumos să fiți pregătiți și numărul de angajați. Alte întrebări pentru viață? Le aibă pe masă în fiecare zi, domnul președinte. Și dumneavoastră și noi. Da. Astea sunt cifre care nu se uită și nu se vor uita niciodată. Da. Foarte important asta chiar. Dacă Vlad nu le-a cerut, nu le-a avut. Domnul președinte, eu am adresat dumneavoastră. Da, mulțumesc. Domnule director, vă rog frumos să ne pun la dispoziție în ședința următoare. Da, mulțumesc. Trecem la vot. Deci pentru proiectul numărul modificarea organigramei 9. Modificare. Asta s-a aprobat. S-a aprobat. Da. Numărul 9. La 9 l-am citit și urmează vot. La 9 da. Acordul, nu? Acordul, da. Da. Urmează vot. Proiectul numărul 9. Cine este pentru, abțineri și împotrivă? Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Pe 8 l-am votat, domnul. Pe 8 spitalul l-am votat. Și a revenit. Și acum a venit cu argumentele și întrebările pe care le-a solicitat să le dea directorul spitalului. Și a fost unanimitate la 9. A fost, domnule, da, asta a spus. La 9, da. A fost unanimitate. Da, da, cum am spus proiectul numărul 9. Votați-i pe 9, așa este. Am aprobat și am aprobat. Am mai votat încă o dată proiectul numărul 9. Da? Da, mulțumesc, Liviu, mulțumesc.